În zona situată în vecinătatea străzii Chiristigii din cartierul Obor, primăria are în plan să execute mai multe lucrări la infrastructura rutieră. Totodată, zona dintre străzile Vișinului și Obor va fi reconfigurată pentru a fluidiza traficul auto. Vom desface, să-i spunem, și o nouă arteră de circulație, pentru că în zona dintre străzile Vișinului și Obor se înregistrau permanent blocaje, motiv pentru care vom asigura o bretea de acces spre strada Obor în acea zonă, acum se lucrează la partea de proiectare. De asemenea, în zona sensului giratoriu de la Arhiepiscopie, primăria vrea să închidă circulației breteaua dintre străzile Obor și Chiristigii. Aici va fi amenajată o parcare publică pentru cei care au probleme de rezolvat la instituțiile din zonă. Erau foarte multe probleme cu parcarea autoturismelor, atât în zona Arhiepiscopiei, dar și pentru cetățenii care mergeau la policlinica stomatologică sau către inspectoratul de poliție, motiv pentru care acea bretea de legătură, care nu era circulată potrivit datelor de trafic pe care le avem, va fi transformată totodată în parcare publică. În acest fel se va mări numărul locurilor de parcare din această zonă aglomerată pe tot parcursul săptămânii.